Ne ajută, din cioși bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Spirituale, de drumă spirituală de vineri. Da, am spus așa, am punctat de vineri pentru că vă așteptați și bine să ne întâlnim, iată, în studio, din nou cu părintele Stelian Costea. Să rămână, Părintele. Doamne, ajută, bine v-am regăsit, bine mă bucur că vedeți. ne reîntâlnim și, și noi să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dea cuvânt de folos pentru această emisiune în care zicem noi că abordăm o temă captivantă și care sperăm să ne trezească interesul. Da, captivantă, care cu siguranță va, va, trebuie, va capta interesul telespectatorilor noștri, pentru că va fi bazată pe cum spunea Părintele înainte de emisiune, citând un mare erarh al bisericii, într-adevăr cea mai frumoasă pericopă evanghelică din întregul calendar, din întregul an bisericesc zicem noi cea mai frumoasă, pentru că cumva ne regăsim în două din personajele din această Evanghelie. Când într-unul, când în celălalt, când... da vom vedea despre ce e vorba. Știți, de acum v-ați dat seama că e vorba de Evanghelia ce se va citi duminică în cadrul Sfintei Liturghii, de la Sfântul, Ap de la Sfântul Evanghelist Luca. Pericopa, ce poartă frumos titlul cea a fiului risipitor. Suntem noi fi risipitori? Cu certitudine suntem fi risipitori. Din nefericire, în mare parte din viața noastră ne comportăm precum fiul risipitor, dar totodată ne comportăm și precum fratele fiului risipitor. Această sublimă pericopă evanghelică, părinte, era numită de la Sfințitul Părinte Mitropolit Vrednic de Pomenire Bartolomeu Anania, pe care l-ați pomenit mai devreme, era numită Capodopera Noului Testament. Noi știm că întreaga Sfântă Scriptură, tot Noul Testament, este plin de înțelepciune, este plin de învățături, dar această pericopă evanghelică, această bijuterie a Sfintei Scripturi ne trezește interesul din ce în ce mai mult, din ce în ce mai profund. Pe scurt, ca să o reamintim pentru telespectatorii -re noștri, pentru credincioșii noștri, voie, da, de da, de în această Sfântă pericopă evanghelică ni se spune că un tată avea doi fii, tatăl aici este Dumnezeu, fiii sunt reprezentați de două categorii distincte de oameni și la un moment dat, după ce s-a acumulat o avere însemnată, cum spunea în altul Bartolomeu Anania, fiul cel mic îi spune tatălui, vreau jumătate din avere. Tatăl fără să-i încalce libertatea. Da, exact, îmi pune vreau jumătate din avere să-mi ofere ceea ce mi se cuvine. Tatăl nu-i încalcă libertatea, îi satisface într-un fel acest dor de ducă, cum spunea tot în altul Bartolomeu Anania, acest dor de aventură în virtutea libertății pe care și-l asumă fiul cel mic, îi oferă partea care îi se cuvenea sau pe care mai degrabă și-o asumă copilul în general, iar fiul cel mic pleacă într-o țară îndepărtată, ne spune Evanghelia, unde risipește tot ceea ce îi se oferă după o viață dusă în desfătări și când a văzut că nu mai are ce să mănânce, s-a lipit de unul dintre locuitorii acelei țări îndepărtate, care era proprietarul, care era crescător de porci, și acesta l-a transformat din mare miliardar, ca să mă exprim așa, în porcar, trimițându-l să pască porcii, iar nici acolo nu avea ce să mănânce și căuta să se sature din roșcovele pe care le consumau porcii, dar nimeni nu îi dădea în altul Bartolomeu Anania spunea că și acea hrană era contorizată, era comensurată într-un fel. Și atunci fiul cel mic și-a venit în fire, ne spune Evanghelia, adică și-a revenit la conduita firească a omului, a reușit să se aplece asupra propriului sine, așa cum se cuvine, și a zis, mulți dintre argații tatălui meu se satură de pâine și eu aici pierd de foame. Și s-a gândit și a spus, știu ce voi face, voi merge și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta, fămă, socotește-mă, ca pe unul dintre argații tăi. Și a făcut așa, iar tatăl l-a întâmpinat înainte să ajungă el în, în, pe prispa casei, înainte să, să fie la intrarea în casă. I s-a aruncat tatăl pe grumaz și atunci fiul a început să-i spună, am greșit la cer și înaintea ta, n-a mai apucat să-i zică fămă precum unul dintre argații tăi. Pentru că tatăl a zis așa, le-a spus slujitorilor, le-a spus slugilor, să luați inelul cel mai scump să îl punem în deget, haina cea mai frumoasă, încălțămintea cea mai frumoasă, să junghiem vițelul cel mai gras și l-a luat, l-a adus în casă unde a început petrecerea, bucuria, ospățul, pentru că s-a întors fiul risipitor acasă. În altul Bartolomeu spunea, a stat tatăl cu mâna streașină înaintea ochilor, pe prispa casei, privind în depărtare, vine acest fiu al meu, când va veni, când se va întoarce acasă. Dar ce se întâmplă, și poate părea paradoxal, dar e o realitate de multe ori cu care ne confruntăm, a venit de la muncă, de la lucru, de la câmp, fratele mai mare, cel care și-a ascultat tatăl, care a rămas lângă poruncile tatălui și le-a împlinit și a auzit că acasă e petrecere, a auzit zgomot, a auzit faptul că oamenii se bucurau și a zis, dar ce se întâmplă? A întrebat pe unul din slujitori și acesta i-a spus, uite, fiul, fratele tău cel mai mic a venit acasă, i-a pricinuit o mare bucurie tatălui și a organizat un ospăț mare pentru el, așa că toți se bucură, iar el s-a întristat și n-a vrut să intre. Și îl pomenesc pe înaltul Bartolomeu pentru că mi-a plăcut foarte mult predica lui la această pericopă evanghelică, el redă și imaginează un dialog extraordinar de frumos între tată și fratele mai mare și fiul cel mai mare. Ieși în tatăl din casă, i-a zis, tu de ce nu vrei să intri să te bucuri împreună cu noi? Și răspunsul a fost, lasă tată că am stat lângă tine, am muncit și nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Dar fiul tău acesta, atenție, nu numește, fiul tău, exact, de exact, zis de dar, nu numește fratele meu, fiul tău acesta care ți-a cheltuit banii, averea, cu desfrânatele, în desfătări, în plăceri, iată că acum e primit cu mare bucurie. Și atunci tatăl, aceasta e concluzia cea mai frumoasă, i-a zis, fiule, toate ale mele, ale tale sunt, că ai rămas cu mine, dar se cădea să ne bucurăm că fratele tău acesta pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat. La ce fel de pierdere se referă? la pierderea identității de sine, la alienare. La ce fel de moarte se referă? La moartea duhovnicească, la moartea spirituală. Iată cum tatăl reușește ca în brațele lui calde să-l cuprindă pe fiul risipitor. E prea frumoasă această pericopă evanghelică pentru sărăcia lexicului omenesc, a vocabularului nostru părinte. Slavă Domnului că peste înțelegerea condiționată de lexic Există înțelegerea condiționată de simțire și acolo cumva ne simțim destul de capabili și ne, ne îndulcim de înțelegerea acestei evanghelii, chiar dacă într-adevăr, cum spuneați, vocabularul, lexicul, cuvintele noastre sunt uh, sărăcuțe. Uh, pentru a despica puțin firul de păr în patru, vă propunem să rămânem așa, cumva în cursivitate, uh, la primul tablou. Primul tablou al Evangheliei, în care vedem starea casnică a celor doi de până la plecare. Da, este exact primul pastel, primul tablou al Evangheliei și se observă reprezentarea, într-un fel, a familiei creștine. În cazul acesta, familia creștină, un și doi a, exact, un dată și doi fii, și familia creștină autentică în zilele noastre care se respectă, are ca mamă biserica, și ca tată pe Dumnezeu. Dumnezeu. Așa că în această familie creștină se acumulase o avere, o stare bună, o stare materială bună. Era de... împreună lucrare, exact, era, era... Exact, exact. Și la un moment dat unul dintre fii, cel mai mic, probabil cel mai marcat de un teribilism adolescentin, așa, de o dorință de libertate, spunea, repet, în altul Bartolomeu, că există în mintea oamenilor o toană năstrușnică câteodată, un dor de ducă, un dor de a pleca, L-am auzit și pe înalt preasfințitul Teodosie într-o predică anul trecut, parcă zicând că acest fiu nu mai răbda să stea acasă, dorea să-și asume Rădeau libertatea. Tălpile, să... Exact, dar în felul în care voia el să-și asume, deci nu ținând cont de ceea ce i-ar fi spus de vreun sfat al tatălui. Nici nu l-a cerut până la urmă. Absolut nici nu l-a cerut și la un moment dat i-a spus nonșalant, direct, tranșant, îmi doresc partea care mi se cuvine din avere, adică jumătate din avere, iată cum părintele muncește pentru copiii săi, vreau această avere ca să fac ce-mi doresc eu cu ea. Adică să o transform, în, să o prefac în bani, în, într-un nivel, într-un standard financiar și să-mi împlinesc poftele pe care le am. Atenție aici e foarte important. Dumnezeu în niciun moment nu încalcă libertatea omului. Tatăl nu i-a spus... Nici că de tată e... este el, nu-ți încalcă libertatea. Tatăl nu i-a spus nici că e bine, nici că nu e bine, nici să pleci, nici să nu pleci, nici că mă dezamăgești, nici că vrei să cheltuiești banii pe care i-am adunat cu atâta trudă, pe care i-am strâns atât de greu, iată ce vrei să faci, să risipești averea. Nici nu, nu i-a făcut un proiect, ce să facă cu banii? Exact, cu nu i-a zis, nu -a zis. Și acum ne-am putea întreba, unii din zilele noastre putea să spună, dar ce fel de tată e acesta? Nu cumva e indiferent? Nu cumva nu e cum nepăsător? Fel. De ce nu i-a zis? Și le răspundem că nu e deloc așa, ba e cel mai responsabil tată. Întreaga educație de până atunci, pe care acest fiu a văzut-o în familie, a, -a fost văzut în... mai apoi exact, în f... trezire. Da, a fost în spiritul responsabilității. El a văzut cum se strâng banii, el a văzut că se câștigă cu trudă totul, el a văzut că o avere se acumulează printr-un efort, a văzut responsabilitatea tatălui, că tatăl a stat lângă copii și n-a plecat, n-a avut vreun dor de aventură, a văzut responsabilitatea fratelui său mai mare, deci a văzut totul. Educația primită de către acest copil vorbea de la sine. Nu mai era nevoie să-i spună tatăl ce să facă și cum să se comporte, pentru că a crescut copii responsabili. Sămânța au pusese în sufletul și în mintea lui. Dumnezeu. Absolut. Și mă întreb, psihologii zilelor noastre ne vorbesc despre independență, despre autonomie, despre libertatea pe care ar trebui să o aibă copilul. Iată că Dumnezeu unora poate nu le convine, dar a fost și cel mai bun psiholog într-o astfel de atitudine. Și uite cum a reușit să ofere libertatea responsabilă. Să cultive întâi responsabilitatea prin felul cum s-a comportat față de fiii săi și apoi fiecare să aleagă ceea ce voiește să facă. Deci, primul tablou al Evangheliei, aceasta ne învățișează. Pe cei doi frați în familia creștină, cum ar veni, lucrând alături de tatăl lor, aici tatăl este Dumnezeu, Dumnezeu, bineînțeles, acumulând pentru ei mulți talanți, mare avere, mare bogăție, diamante strălucitoare, dar la un moment dat, cel mai mic zice, și trebuie să reproducem aceasta cu alte cuvinte, spune Tată, m-am săturat de stat aici, vreau să plec, m-am cam, cam plictisit, e o stare generală de monotonie, cum spune societatea din ziua de azi, mă așteaptă, Cluburile de noapte din altă parte, vreau să le descop. exact distracțiile, restaurantele de lux scumpe, molurile, hainele de firmă, tot ceea ce poate să-mi ofere această lume. Iată că am acumulat avere, jumătatea mea voi avea eu de unde să cheltuiesc, așa că vreau să plec. Și tatăl i-a facilitat accesul la această jumătate din averea pe care o avea, și cu regret în suflet, cum spun unii părinți, știind ce avea să se întâmple, pentru că aventura nu poate să ducă la lucrurile care să-ți folosească, i-a permis să-și folosească libertatea. Să mai zică cineva că Dumnezeu ne îngrădește cu ceva anume. Nu ne îngrădește niciodată, după cum am văzut și în Evanghelia de la Luca, și nu doar aici, dar aici, mai cu seamă, vedem că libertatea este un dar pe care Dumnezeu nu l încalcă, nu voiește să îl încalce dar foarte frumos mi se pare și faptul că lăsându-te să-ți exprimi libertatea să câștigi și tu ceva experiențe prin exercițiul acesta are nădejde stă, cum spuneați, cu mâna streașină deasupra ochilor așteptând starea aceasta bine, ajungem să discutăm și despre ea dar starea aceasta ne arată nou că chiar dacă nu i-a convenit faptul că fiul iată și-a luat parte de avere și-a plecat spre a o risipi, avea toată nădejde dacă la un moment dat avea să se întoarcă. Nădejde pe care Dumnezeu are cu toți dintre noi. Nădejdește și așteaptă întoarcerea. cu această nădejde a și venit, nu? N-am venit să chem pe cei drepți, și pe cei păcătoși la pocăință. Pentru aceasta a venit are această așteptare de la noi și e neobosit și este, stă de veche și așteaptă întoarcerea noastră. Asta s-a întâmplat, iată, și cu tatăl din pericopa de, de duminică despre care vorbim. L-a lăsat, nu i-a convenit, nu a pus problema pe, personal, nu a spus că, băi, mie nu-mi convine ce vrei să faci. Ia, stai tu locului, stai acasă, nu-ți dau voie, nu-ți dau partea de a. Băi, ce vrei să te duci, o cheltui, după aia să-mi scoți ochii că nu te-am lăsat sau bine, perspective din acestea aparentare pe care le putem cumva anticipa, le putem discuta, le putem, dar nu ne folosim. Rămâne în schimb și privim așa admirativ la Tatăl care într-adevăr a prețuit libertatea cu nădejdea întoarcerii celui care pleca spre piezare aștepta, i-a lăsat libertatea, i-a dat și cele cerute și iată îl vedem acum ieșind din, în, în următorul tablou nu-l mai vedem pe tatăl, îl vedem singur, singur ca personaj, cu multe alte personaje mărunte în jurul lui, pe fiul cel risipitor. Suntem în tabloul, deci, al doilea. Da, în cel de-al doilea tablou ați împărțit foarte bine această pericopă evanghelică în aceste reprezentări. Ni se arată cum, cu adevărat, fiul risipitor își duce planul până la capăt. După ce ia de la tată ceea ce și-a dorit, adică se face proprietar de drept pe jumătate din avere, pleacă într-o țară îndepărtată, ne spune Pericopa Evanghelică. Această țară îndepărtată reprezintă o zonă în care nu există niciun fel de frâu comportamental, ca să mă exprim așa, nu există nicio barieră, nicio limită nicio atitudine responsabilă. Cuvântul îndepărtat nu, nu, nu înseamnă ceva ce ține de topos, cât de stare de spirit. Până exact, la urmă. cât de stare de spirit. Mulți dintre Sfinții Părinți identifică această țară îndepărtată cu țara păcatului. Un loc unde știi că nu te mai verifică nimeni, nu te controlează nimeni, nu te cenzurează absolut nicio persoană. Libertate transpusă în libertinaj. Absolut, în libertinaj. Faci tot ce trece prin cap, pentru că nu există niciun fel de cenzură. Și aici, cea mai mare acțiune asupra omului este întreprinsă într-o astfel de conjunctură de cel rău de către diavol. Pentru că omul, nemai având anticorpii emoționali și sufletești, care îi sunt dați și de părerile celor care îl înconjoară și îl iubesc, omul fiind acum singur, fiind liber, fiind, crede el, de sine stătător, nu mai jaloane, absolut, fel. face tot ceea ce Vrea cel rău. În filozofie, părinte, știm bine, există un curent care se numește hedonist. Acest curent pune accentul, curent filozofic, curent de opinii filozofice, s-au scris și cărți multe pe această temă, se pune accentul pe plăcere, carpe diem, adică trăiește clipa aici, să mănânci, să bei, să te îmbraci cum vrei, să desfrânezi, să faci tot ceea ce îți trece prin cap, pentru că spun unii, aici e viața. Atât. Nu știm ce mai e dincolo, dacă mai e ceva. Aici să trăim, trăiește sclipa. Se ghidează după acest principiu. Aceasta a fost reprezentarea unui astfel de fiu risipitor. O eroare monumentală pe care a plătit-o foarte scump. Și ne imaginăm cum este și în zilele noastre. Probabil că acea țară îndepărtată avea stațiuni exotice, avea servicii de ultra all-inclusiv, avea hoteluri scumpe. Avea servicii de taxi de maximă galanterie, lux care se plăteau foarte scump. Erau fete frumoase în jurul acestui fiu risipitor. Erau prieteni de ocazie, prieteni de oportunitate. Știți că există și vorba aceea populară, când am bani și o duc bine, toată lumea îi neam cu mine. Toată lumea mi-este apropiată de deci celele am conjurat de prieteni. Am putea spune că în fiecare zi își sărbătorea majoratul. Pentru că dacă dispui de conturi doldura, de bujunare pline, de sume care copleșesc, toată lumea e cu tine și ești lăudat, ești pus în centrul atenției, ci se sublinează succesul, se nădăjduiește că și mâine va fi la fel la nivel de petrecere, cu toate că unii oameni gândesc, lasă la figurat, că o să cadă el vreodată, o să se împiedice, trebuie să se întâmple ceva și invidia funcționează. Dar pe moment... Se stărnește bine în situația de-asta, da. Exact. Dar pe moment ți se dă senzația că ești respectat, că ești prețuit. Ți se spune că ești respectat pentru ce ești tu, pentru inteligența ta, pentru nivel... Păi o să auziți în zilele noastre chiar și pe cineva care poate are o uh, relație să zicem de familie care s-a constituit și pentru aceste dimensiuni materiale. Va recunoaște cineva? Nu, toată lumea va spune, mi-a plăcut de el așa cum era sau de ea nu pentru ceea ce avea, nu pentru bani, nu pentru, dar în cazul acesta Aici e, e o chestiune pe care trebuie să o punctăm că moral, morala noastră ne, ne, ne atrage atenția, chiar dacă ne place să, să... suntem atrași. Tare mult m-ați provocat acum. Asta am și Ați zis așa, că, deși poate o familie a fost întemeiată pe, iată, interese materiale, atunci când, după un timp, li se cere să povestească cum a fost în tinerețe, cum v-ați cunoscut, cum v-ați împrietenit, cum s-a legat relația, fiecare, deși fosta inițial motivat de, de aspectul material, va. Pune în tablou, zicând: domne mi-a plăcut de ea că e frumoasă, că este spirituală, că e glumeață, că e harnică, că e de casă. Mi-a plăcut de el că era frumos, că era puternic, că era dinamic, că, mă rog. Scoate fiecare în evidență lucruri pe care omul știe că, de fapt, acelea trebuie să le vizeze, acel, deși a fost slab, a fost orientat material motivează. De ce oare? De ce aici este foarte, foarte important capacitatea asta a omului, cred că urlă în el chipul lui Dumnezeu și cumva la un moment dat îl trezește, da? Iar în inhibă, nu știu, se întâmplă treaba asta, iertați-mă. Nu, e foarte bună sub precizarea. Omul este atras de bine în mod normal, de lucru pozitiv, numai că pervertirea... Și îl știe foarte <coughs> bine, îl cunoaște, nu, nu, se pune să să nu Exact, nu numai că pervertirea atitudinii, a firii noastre, îl duce pe om acolo unde nu trebuie, în acel vid, în acel gol existențial, în acel neant. Și știe, e conștient că a făcut ceva ce nu trebuie, dar nu și asumă. Merge tot la repere, merge tot la principiile morale, merge tot la temeinicia morală, la baza morală a societății, dar vrea să pozeze totuși și în teribilistul de serviciu atunci când este nevoie și bineînțeles că și arogă aceste merite ale infatorii, ale slavei de șarte, ale mândriei în dauna a ceea ce ar trebui să fie. Acestea sunt niște merite închipuite pentru că de fapt sunt căderi. Omul care vrea să o ducă o viață exclusiv în snobism, în afișarea avuției, în afișarea bogăției, arată cea mai mare cădere, e cea mai abruptă cădere. Și iată cum acest fiu risipitor, aceasta demonstra, dar pe moment îi se crea confortul emoțional de care avea nevoie ca trăire lumească, pentru ca să uite de tată, să uite de familia unde a crescut, să uite de ceea ce se acumulase, de cât munciseră împreună, de cât de mult a iubit tatăl său și fratele sau, deci să uite de aceste lucruri. Și ce se întâmplă? Cel rău cu aceasta ne amăgește. Nu vedeți că de multe ori părinte gândul de la biserică? Și de la Dumnezeu ne este luat de tentațiile acestei lumi. Ia să încercăm să facem un experiment, să vedem cu câtă lume discutăm în diverse sfere. Dacă le-am propune o temă de discuție care să vizeze mașinile de firmă, vilele cu piscină, stațiunile exotice, ar fi poate mai captivant pentru lumea în care trăim. Dacă am încercat să vorbim despre mântuire, despre înviere, despre Dumnezeu, despre planul lui Hristos în viața noastră poate că n-ar prea interesa. Știți până când? Până la o boală, când vine o problemă, atunci la Dumnezeu ne raportăm. Da, da, da. Atunci trebuie să intervină Dumnezeu și îl facem și obligat să ne ajute. Deci vedem concluzionând acest tablou, cum fiul risipitor se distrează, petrece, duce o viață în libertinaj, în desfrânare, o existență parazitată de lipsa oricărei activități utile și ce se întâmplă? Cheltuie toți banii, prietenii îl părăsesc și ajunge să pască porcii, să se alipească de unul dintre locuitorii bogați ai acelei țări și a, să pască porcii. Deci, dacă un tablou, ne ducem într-altul. Asta o să o facem împreună cu telespectatorii noștri după o scurtă pauză publicitară. Vă așteptăm să mergem în cel de-al treilea tablou, împreună cu părintele Stelian Costea. Să vedem ce s-a întâmplat cu cel care a uitat că de unde, nu, de, de, unde pui, de unde iei și nu pui, nu mai găsești nimic. Vom vedea după o scurtă pauză publicitară. Doamne ajută! Ne-am întors pentru al treilea tablou din Evanghelia de la Luca, din pericopa cea frumoasă a fiului risipitor pericopă în care îl vom vedea pe cheltuitorul, risipitorul de fiu, cheltuit, a ajuns în sărăcie pentru că n-a ținut, cum spuneam, cont de faptul că de unde iei și nu pui, nu mai găsești nimic. Iată, a tot luat, a tot luat, a tot cheltuit, a risipit, cheltuind, iată, toată averea pe care o ceruse cu îndrăzneală și o primise pentru respectul de libertate pe care tatăl l-a avut, iată să recit. În al treilea tablou, unde părinte? În al treilea tablou ni se arată foarte clar cum neascultarea, asumarea unei libertăți dezlănțuite, deșențate, fără a ține cont de niciun fel de reguli, toate acestea te duc la o deziluzie cumplită, la o dezamăgire, la o enormă dezamăgire, pentru că acest fiu risipitor a ajuns după ce s-a alipit, cum am zis, de unul dintre locuitorii bogați a acelei țări a păcatului, a ajuns să pască porcii. Deci dintr-un om foarte bogat a ajuns porcar, a ajuns să pască porcii, nu pentru că am disprețuit vreo ocupație anume sub asta. Sau un animal, deși alt tabloul este de, de această notă în conștiința și da. pentru a spune că decadența e una cumplită, căderea e una extrem de mare. Acum ne întrebăm unde sunt femeile frumoase care îl înconjurau, prietenii. prietenii care spuneau că sunt devotați, cei care pretindeau că îl vor ajuta oricând, cei care au mâncat și au băut pe banii lui, cum se spune în popor. Cei care veneau necondiționat la toate petrecerile, la toate distracțiile organizate și spuneau, nu ți-am luat nimic, știm că tu n-ai nevoie, oricum ai de toate, pentru că oamenii au și atitudinea asta de multe ori de a linguși persoana care este foarte bine situată, foarte suspusă, pentru a o face să se simtă bine și pentru a fi și mai dăruitoare și mai generoasă, nici unul dintre acești prieteni. Nu ni se spune în Sfânta Pericopă Evanghelică faptul că înainte de a ajunge porcar, i-a propus cineva să vină să lucreze pentru el sau să-l țină lângă el vreunul din așa zi și prieteni care poate avea o situație bună, să spună, uite, când ne-a fost nouă mai greu, tu ne-ai ajutat, tu ne-ai făcut să ne simțim bine, tu ne-ai scos din monotonie, ne-ai oferit posibilitatea de a fi la o petrecere, acum vrem să te ajutăm și noi să ieși din această stare grea, dificilă, în care te afli. A fost lăsat să pască porcii, dar ce se întâmplă? la lovit foamea care roade atât mintea cât și Sufletul, cât și stomacul. Există această înfometare la nivelul minții și al Sufletului, când nu te mai simți iubit, când nu te mai simți uh, băgat în seamă de nimeni, când nu te mai simți îmbrățișat, când nu te mai simți tratat așa cum trebuie ca om, și mai există și foamea reflectată la nivelul stomacului la nivelul pântecelui, la nivelul trăirii, necesităților de hrană. Somatic, Și no. Absolut. Și atunci, acest tânăr s-a simțit complet abandonat din toate punctele de vedere, din toate perspectivele, neajutorat, nefiind susținut de către nimeni. Și ne spune Evanghelia atât de frumos că după ce îi se refuza inclusiv oferirea unor roșcove, a roșcovelor pe care le mâncau porci, Deci nici măcar alimentația specifică porcilor nu, era, nu îi se cuvenea în opinia celor de acolo. Nici aceasta nu îi se oferea în destulător. Fiul risipitor, ne spune Sfânta Pericopă Evanghelică, această nestemată a Noului Testament, și-a venit în fire și-a revenit. În -a care fire? În, în firea, firea de fiul. Absolut. Da. În firea de fiu a subliniat foarte exact, în firea de fiu, în se firea da. cu care a fost creat și nu într-o fire pervertită în care fusese până atunci. A reușit să-și blocheze alienarea și să-și aducă în viață firescul și normalitatea. Și-a venit în fire, la origini, la izvorul de unde a plecat, unde se adăpa atât de frumos. Această venire în fire este tratată și în filozofie și în psihologie ca pe o redescoperire a eului, a lăuntrului. El și-a redescoperit sinele adevărat, adică pervertirea l-a captivat în viață, la nivel comportamental, multă, o perioadă de vreme până a cheltuit toate resursele, dar apoi s-a redescoperit, s-a gândit cine am fost și ce am ajuns. Ad Exact, de unde, am, de unde, am, plecat și unde sunt, în ce zonă mă aflu acum, care e regiunea desfrânării în care am ajuns plecând de la normalitate. Iată că vrând nevrând, chiar dacă le convine unora sau nu, tot biserica și teologia, Dumnezeu are dreptate întotdeauna. Pentru că dacă... Chiem este da. Absolut, este atributul dreptății prin el însuși. Dacă o ei derapezi, o ei păcăi greșite, societatea, oamenii, nu pot să-ți ofere ceea ce ai nevoie. Dumnezeu nu te trădează niciodată. Omul te poate abandona. După ce a avut bani destui, după ce a avut conturile pline, după ce a fost extrem de bogat, acest fiu risipitor s-a trezit singur, păscând porcii, fără mâncare, dar marele avantaj și-a venit în fire. Ce l-a făcut să-și revină? Oare l-a lovit așa, dintr-o dată, dragostea față de tată? În primul rând, foamea. Această trăire sufletească și Foame fiziologică. De, de și foamea de mâncare și de iubire. Foame. Și foamea de iubire. Deci tot un interes personal, dar de data asta binecuvântat. De data asta, un interes care îi place lui Dumnezeu. Și Absolut, și firesc. Acum nu-și mai dorea nici jumătate din avere, nici bani, nici petreceri, nici snobism, nici egoism, nici să-și cumpere, cum e în ziua de azi, vreun mijloc de uh, uh, transport scump, vreo mașină scumpă, cum e acum. Atunci erau lucrurile specifice acelei perioade. de deci ce își dorea efectiv să simtă iubirea și să aibă ce să mănânce. Această venire în fire, cred, e foarte importantă. Este este cea care, na, a fost declicul, cum îl numim, în, în special, la, în psihologia de astăzi. Declicul, momentul în care, de fapt, ți s-a aprins beculețul, spun alții, nu? Când ți-a adus aminte că ești fiul tatălui, când foamea, cum ați spus, te-a cuprins, lucrul firesc te trezește din nefiresc. Foamea stomacului, foamea inimii de iubire, lucruri firești, te trezești din nefirescul. Ți -ai dorit, nu ți-ai dorit să mănânci, ai băut, nu ți-ai dorit să fii iubit să, și să iubești. Ai iubit, nu omul ce ai iubit, desfătările și plăcerile. Nefirescul este, iată, doborât de firesc și acest firesc este cel care creează înviere, creează ridicare în înviere, bine cred că am spus, nu? Că până atunci mort a fost da, da. și s-a aflat lucru despre care ne va spune mai apoi într-un alt tablou tatăl fericit că își primește fiul. Da. Ce hotărăște? Ce face? Și părăsește acest tablou, nu? Într-un altul, un alt tablou minunat, acela al reîntâlnirii. Dar de asta dată cu, cu totul altă stare. Revenim cumva la primul tablou? Într-un fel, da, dar uh, reîntâlnirea aceasta e mult mai frumoasă pentru că tabloul, uh, tabloul reîntâlnirii este... Cam uh, același topos, dar stai, uh, e, Exact, este premers, este precedat înainte de acest tablou al întâlnirii avem reflexia acestui fiu, gândirea lui în plan interior, gândirea lăuntrică și a zis așa Iată ce am fost și ce am ajuns. Și mulți dintre argații tatălui meu, dintre cei care îl slujesc, dintre angajații lui, dintre cei care sunt acasă la mine, acum se satură de pâine, sunt în De ce? Pentru că tatăl meu știe să se comporte cu oamenii. Nu îi abandonează, că Dumnezeu nu abandonează pe nimeni. Le este alături și le oferă de toate. Și atenție, eu aici pierd de foame. Deci s-a gândit, aceasta a fost arma Perspectiva morții era apropiată, da. Absolut, aceasta a fost arma eficientă pe care a utilizat-o ca să-și învingă orice orgoliu. Că știți că diavolul vine și induce în minte ideea, oare nu ți-e rușine să te mai întorci? Nu ți-e jenă? Ai cheltuit tot? Ai luat tot, ai beneficiat de tot ce a avut atât și acum ce vrei să faci? Să revii? Stai și suferă dacă tot. A -a așa cum cel rău îți provoacă plăceri imense în desfrânări, așa îți provoacă și regrete cumplite în momentul în care ai pierdut totul și atunci a zis știu ce voi face pentru că la casa tatălui meu mult se de pâine și eu n-am ce să mănânc mă voi duce și voi spune tată am greșit la cer și înaintea ta primește-mă măcar ca pe unul din argații tăi s-a umilit de moarte s-a smerit. smerit la manieră absolută n a mai ținut cont de orgoliu, de egoism, să fie egocentric, să mai creadă că este cineva, a zis, Ăsta sunt, am greșit, mi-asum responsabilitatea, mă întorc ce va fi, va fi, merg să cer această minimală situație a mea în sfera celor... În proximitatea Tatălui. Acolo. În proximitatea Tatălui, în rândul argaților Tatălui, a slugilor care sunt acolo. Și. Având această reflexie, această reflectare, această gândire, a plecat spre Tatăl său. Îmi imaginez cum a fost drumul. Se gândea cel mai probabil cum va fi primit, cum va reacționa Tatăl, care va fi reacția Părintelui Ceresc. Se vede că și acum un tânăr, dacă își, responsabil vorbesc, dacă își dezamăgește părinții, stă și se gândește ce reacții se vor stârni. Nu vrea să-i supere, nu vrea să-i dezamăgească, vrea să le fie într-un fel pe plac, să fie și ei mulțumiți, să creeze bucurie în familie. Așa se gândea și el cum va fi oare acasă, cum va fi întâmpinat de către tată. Va întâlni vreun tată care să se răzbune pe el? Să-l mustre, să-l Da. la va... unde? Ce exact, fi... va fi vreun tată supărat oare? îl va ataca, va iniția o ofensivă argumentativă. Și nici o astfel de perspectivă nu l-a speriat. Absolut, împotriva lui nu l-a speriat, pentru că atunci când vrei să mergi pe Dumnezeu, mergi cu toată inima. Tâlharul cel răstignit de-a dreapta Mântuitorului ce a zis? Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Cu alte cuvinte, știu că am fost tâlhar, știu că am făcut toate relele la drumul mare, știu că am furat, știu că poate am ucis, știu, dar primește-mă, pomenește-mă când vei veni într un ta. Hristos ce îi răspunde? Astăzi, Astăzi vei fi cu mine la rai. Așa și Tatăl aici ne spune Evanghelia că îl privind de departe, îl aștepta pe fiul risipitor să se întoarcă pe fiul său mai mic și a alergat către el. Tatăl a luat inițiativa n-a mai așteptat cum am face în zile noastre. Stai să vină să se prosterneze în fața mea să se ploconească să-și ceară iertare în cea mai umilitoare manieră, să mă gândesc eu dacă-i accept scuzele sau nu, o săptămână, două, o lună, un an, să mai reflectăm. Nu! Tatăl cu toată inima, cu plinătate de suflet, cu lacrimi în ochii sufletului și ai trupului venea grăbindu-se către el, alerga în mod sigur mai repede decât fiul, ca să-l întâmpine. Și ne spune Evanghelia că i s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat și l-a adus în casă. Și în el era o, o sete de iubire pe care și a stoit-o în felul ăsta mai repede de gând, iată. Absolut, l-a adus în casa pe care fiul din proprie inițiativă o părăsise, că nu l-a gonit nimeni, nu l-a îndepărtat nimeni, nu l-a izgonit nimeni de acolo, singur plecase. L-a adus în casă și ce a făcut? A scos pentru el lucrurile și darurile cele mai scumpe. I-a pus în deget inelul cel mai strălucitor și cel mai scump. Asta arată reîmpăcarea omului cu Dumnezeu. L-a înveșmântat cu haina cea mai frumoasă, haină de lumină. Iată că de... și-a junghiat pentru el vițelul cel mai gras. Ce reprezintă această junghiere a vițelului cel mai gras? Spun Sfinții Părinți că la fiecare liturgie, Hristos, când se răstignește oferindu ni se uh, trupul și sângele reale ale Domnului, aceasta reprezintă darul cel mai scump pe care îl primim ca și credincioși ortodoxi. Deci tatăl a poruncit să se organizeze o spăț mare și fiul să fie redat demnității inițiale. L-a repus în demnitatea de fiu. I-a redat drepturi de pline. N-a mai stat să-l judece. Ce ai făcut? unde s banii? Și nici măcar n-a făcut cum a cerut fiul. Exact. Nici măcar, da, fiul, și asta vreau să subliniez, a spus foarte bine, fiul a zis Că îi va spune tatălui: Am greșit la cer și înaintea ta, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Această parte a frazei n-a mai fost pronunțată. Nu l-a lăsat să o mai spună. N-a mai zis: primește-mă ca pe unul din argații tăi. A zis: Am greșit la cer și înaintea ta. Dar, oricum, prin faptul că venise, tatăl Poate știa că be. fiul și-a asumat greșeala. Nu mai avea nevoie de niciun fel de clișee lingvistice, nu mai avea nevoie de niciun fel de reprezentări la nivel de vocabular. Acest fiu risipitor. A venit și a fost repus în demnitatea autentică de fiu. Câți dintre părinții noastre ar fi făcut la fel? N-ar fi reproșiat pe cu banii pe care i-ai cheltuit, am fi câștigat dobândă, ne-am mai fi luat două, trei case, le-am fi închiriat. Bine, acum nu încurajăm pe, pe tine să facă asta. Nu, nu, nu-i vor. Nu, nu te... Vreau să spun în schimb de comportamentul pe care Dumnezeu l-a avut. Nu-i încurajăm nici de cum pentru că nici nu mai au cum să facă aceasta, adică cum să mai aibă parte de aceeași primire fiindcă societatea în care trăim e departe de iubirea lui Dumnezeu, că de multe ori își întinează existența. Deci vedem cum este primit acest fiu cu toată dragostea. Dragostea lui Dumnezeu, dragostea tatălui, dragostea fiului și greșeala fiului, întoarcerea tot din dragoste, vedem că iubirea aceasta este cea care repară. E cea care dăruiește, nu? de la Tatăl, ea e cea care te întoarce atunci când greșești, ea este cea care îți dă puterea să ierți, ea este cea care îți înnobilează petrecerea și bucuria întoarcerii și care îți întărește rămânerea, rămânerea împreună. Rămânere care, iată, a fost un pic afectată dintr-o puținătate a iubirii, de asta dată din partea celui de-al treilea personaj despre care n-am vorbit, și pe care îl vedem în tabloul final, aproape de cele două personaje principale, să le spunem așa. Fiul cel mare, ne spune Sfânta Pericopă Evanghelică, cel care a rămas alături de Tată, care a muncit în continuare alături de el, acest fiu, fiul cel mare fiind reprezentat de omul ascultător, de omul care îi pe Dumnezeu, exact, de omul care împlinește poruncile după putere. Fiul cel mare era la lucru la câmp, la muncea, ne spune Evanghelia, și când s-a întors și a auzit zgomot și petrecere și bucurie și o spăți făcut în decență, dar cu bucurie mare, pentru că se întorsese cel plecat. Era un a... paște deja. Absolut, antre... da, pentru că se produsese marea trecere, marea trecere de la rău la bine. Iată de la, cum... moarte, la viață, exact, de la moarte la viață. Acest fiu mai mare a întrebat pe unul dintre slujitori ce se întâmplă, că ești de obicei e liniște, e tihnă, e odihnă, e echilibru, e dreaptă socoteală, ca și ai la Dumnezeu. Nu e dezmăț, nu e agitație, nu e tumult, nu e zbucium, nu e freamăt ca în lume, ca în viața cotidiană. Și i s-a răspuns, fratele tău s-a întors acasă. Și s-a Absolut, s-a bucurat tatăl tău foarte mult și l-a primit. Și iată ce parcă a ieșit aici puțin din tipare ei, s-a zis. Nu e așa de obicei, dar acum e bucurie mare nu se poate trece peste acest moment Avem pricină serioasă Absolut și vedem cum e și la zilele de naștere Tot timpul te bucuri Dar parcă în momentul în care e majoratul Când venești 18 ani mai mare e bucuria Sau în momentul, muntă, da. Absolut la nuntă mai mă, Când doi tineri se cunună Când el și ea formează o familie creștină Mare și profundă e bucuria Așa a fost și aici Tatăl se bucura foarte mult Dar în fiul cel mare S-a stănit mâhnirea S-a stărnit supărarea s-a stănit frustrarea generată de invidie care e viermele care macină sufletul. Ar putea spune mulți, dar n-a fost îndreptățit pe păi cum adică el a stat și a urmat tatăl, n-a luat banii, n-a plecat cu averea de acasă și acum să asiste la petrecere pentru că a venit fiul. După o judecată omenească și limitată, da, are a, absolut, da. Da, 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 da. da, da. Dar trebuie să știm următorul lucru, cei care judecă așa omit că datorită greșelii acest fiu risipitor a fost și porcar, Asta stat și n-avea nici măcar roșcove. Pe când cel rămas cu tatăl, a stat cu el la masă, nu nimic. se bucura de meniul duhovnicesc necesar, nu i-a lipsit nimic. Deci a rămas cu Dumnezeu la masă. Mulți ar spune, da, dar merita pentru că a greșit. Nu suntem noi în măsură să dăm sentințe veșnice. Și chiar dacă spunem asta, zici că a merita, a primit. A, prim exact. Acum, dacă a primit. Exact. Acum s-a da și, 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 și în judecata lumească aveți mare dreptate. După ce trec ani de o condamnare, se revii și reabilitat, așa, și acest fiu se reabilita în ochii tatălui. Și se încheie pericopa evanghelică zicându-ne -nice că tatăl i-a spus fiului că e bine să vină să stea cu ei, să se bucure, să stea cu ei la masă, că e mare bucurie că fratele său s-a întors. Și atunci fiul îi reproșează tatălui și zice. Toată vremea am fost cu tine. Te-am ascultat. Nu ți-am ieșit din cuvânt și nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu, mei, cu prietenii mei. Adică nici măcar n-am făcut o distracție minimală, o petrecere. Și acum a venit fiul tău acesta, repet, ce am zis la început, n-a da, zis da, fratele da. meu. Și a cheltuit toți bani, după ce a cheltuit toți bani în desfrânări și l-ai primit, ai făcut un veritabil moment revelator cu alte cuvinte. Te-ai bucurat foarte mult că a venit. Pregat, și aici tatăl împacă extraordinar, cum numai Dumnezeu știe să o facă, în cea mai dulce manieră, în cea mai sublimă modalitate, împacă, potolește și uh, liniștește toate orgoliile și judecata zicând Fiule, tu cel care ai stat cu mine, să fii convins că toate ale mele, ale tale sunt, adică beneficiezi de tot, dar se cădea să ne bucurăm Că fratele tău acesta, care și el e fiul meu, pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat. Nu ești pierdut, părinte, din perspectivă duhovnicească, spirituală și trupească, când ai de toate și risipești totul și ajungi pulbere și neant în, în anumite momente, ești pierdut complet. Oare nu ești mort din punct de vedere duhovnicesc când îți baci joc de ce ți-a dat Dumnezeu? Va da, e o moarte sufletească. Noi știm, noi știm, că sufletul e nemuritor, dar aici vorbim de moartea la nivel lăuntric din punct de vedere al trăirii. Acest fiu risipitor și-a propagat pierderea de identitate și moartea duhovnicească în viață și acum a fost regăsit și a înviat. Iată bucuria tatălui. Eu am vorbit în cuvinte sărace, că atâta mă pricep și atât îmi permite nivelul de trăire, dar această pericopă evanghelică e un tezaur pe baza căruia se poate vorbi o veșnicie. Într-adevăr, frumos momentul, frumos discursul părintelui care, iată, s-a smerit zicând că ați auzit ce a zis, nu mai repet, însă mă gândesc așa, noi oare, în momentul în care ne identificăm în mare parte, de fapt, cu fiul cel risipitor, învățăm. Că am impresia că, de fapt, în viață repetăm nu odată, de multe ori acest film. Cu mici sau mari scenarii, asta este partea a doua. Dar cred că din spovedanie în spovedanie facem acest lucru. Ne luăm haină curată, primim vițelul cel îngreșat, după care, rămânând lângă tatăl și lângă fratele cel mare, iar mai fugim câte puțin. Trebuie, zic, așa, înțeleg eu că de fiecare dată când poate ne vom fi trezit după vreo fugă, după vreo aventură de, de genul acesta și escapadă din casa Tatălui, să ne întoarcem acolo pentru că vom fi primiți, vom fi iertați. Cât timp? Cât timp vom fi iertați? Și de frate, și de tată de 70 de ori câte 7. Numai că e bine totuși tot timpul constatăm că e mai bine acasă decât în străinătate. Să căutăm să luăm aminte de la acest cuvânt al Evangheliei de la Luca și îl rugăm pe părintele să încheie cu un sfat de părinte. Concluzia acestei sfinte pericope evanghelice este una extrem de simplă, sugestivă și foarte convingătoare. Parabola lucrează cu simboluri. Aici avem pe tată, care îl simbolizează pe Dumnezeu, ei avem pe cei doi fii, unii ascultători, alții neascultători. Cei care sunt drepți să continue să rămână drepți. E foarte important. Cine s-a sfințit să se mai sfințească, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Cel însă care a greșit să știe că la Dumnezeu, cât timp trăim în această viață, nu există prescripție extinctivă. Prescripția extinctivă este un element de drept care spune că dacă nu ți-ai valorificat un drept o perioadă, de exemplu, dacă n-ai cerut moștenirea șase luni, nu mai ai dreptul să ceri. Ai căzut din dreptul respectiv. La Dumnezeu nu există aceasta. Oricând te întorci, ești primit. Dar cu o singură condiție să se întâmple în această viață și să nu permitem totuși să ajungem pe ultima sută pentru că riscăm să nu avem timp să ne întoarcem. Deci cine a greșit să știe că dacă e fiul risipitor, trebuie să se întoarcă. Mai mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care revine, care se întoarce, decât pentru 99 de drepți. De ce? Fiindcă drept nu e nimeni, de fapt, dintre oameni. Numai Dumnezeu este apogeul dreptății și e perfecțiunea absolută. Drept nu este nimeni. Așa că să nu, să nu deznădăjduiască, să se întoarcă, să nu fie încercați de deznădejde cei care au greșit și în Sfânta Biserică Ortodoxă cu această închei avem Sfânta Taină a Spovedaliei. Înaintea scaunului duhovnicului, când mărturisim păcatele în mod sincer, din, din, cei care am venit în beznă, plecăm în răsărit de soare, înveșmântați în răsăritul de soare al dreptății, adică în lumina lui Hristos, și în același timp primim în degetinelul cel mai scump, primim haina cea mai frumoasă, încălțămintea cu care propovăduim Evanghelia și se jungie pentru noi vițelul cel mai gras, dacă ni se dă voie să ne împărtășim atunci când primim dezlegarea, să ne împărtășim. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu încredere că va fi petrecere frumoasă și decentă, o spăț mare și ne va aștepta cu Sfinții, cu Maica Domnului în lumină, ca să ne primească odată pentru totdeauna. Dumnezeu, odată ce te primește, nu te alungă, nu te abandonează niciodată. Să revenim, oricât de grav am fi greșit, fiindcă Dumnezeu ne așteaptă. Curaj, să luăm aminte, să ne fie de folos, Doamne.